dream or night and day. Could you give us a chance if you might? And I deserve it, please, one last time. Could you give us a chance? We'll be so fine. I hope one day, somehow, always we'll meet again. Cause I've been wondering why we still play as we were friends. I hope somehow, always we'll meet again. Salutare tuturor! Salutare din Anina! Da. După ce am vizitat cascada Bigger, am găsit cazare aici, în orașul minier, sau în fostul oraș minier, Anina. Uh-huh. Și chiar ne-am odihnit, stat o noapte aici, pensiunea e chiar acolo în spatele nostru. Da, pensiunea Anina se numește. Da. Am plătit okay. 130 de lei, da. Mă gândeam 135, dar nu, 130 de lei pentru o noapte, ne-am odihnit, baie, frumos, așa mai rustic. Da, 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 a fost ok, a fost ok. Chiar ok. Și astăzi o luăm din nou la drum, pentru că călătoria noastră prin România se apropie ușor, ușor de final. Uh-huh. Și astăzi vrem să mergem către... Cheile Nerei. Facem o incursiune în Cheile Nerei. Am auzit niște lucruri tare frumoase de pe acolo. Dar prima dată mergem să mâncăm ceva, că e dimineață și ne este puțin foame. Uh-huh. Și apoi ne continuăm călătoria. Exact. Aici în Anina am venit la un local care se numește Universal Cafe. Dar uitați și voi cum arată. E în fostul magazin Universal de pe vremea lui Ceaușescu. Și ăsta e tot decorul de aici. Și putem mânca în interior. S-a schimbat de la 1 septembrie. Ce faci, Andrei? Nu am mai stat în interiorul unui restaurant. Așa e? Ciudat un pic, ne-am pus aici lușă în caz de ceva. Să ieși repede, nu? E foarte tare și are multe decorațiuni. Ia uitați, și în zona asta. Nu mă gândeam că aici o să găsim un restaurant de genul ăsta și ne-am comandat câte un mic dejun. Stați să vedeți, păi, nu mai puțin. Un mic dejun London care are pâine, cărnați, ochiuri, unt roșii, ca să vezi, brânză și cafea inclusă, e 12 lei. Cred că e cel mai ieftin mic dejun pe care îl mâncăm noi în tot turul ăsta, așa-i? Da. Cam așa arată masa noastră în dimineața asta. Cum se zice corect? Anina sau Anina? Anina. În Anina. Cred. Ce mi-am luat o omletă cu cașcaval și câteva roșii, 8 lei, cafeaua 3 lei, deci împreună 11 lei, pâinea din partea casei. Și Andrei are micul dejun de la London, nu? Da, mai micul dejun. Și are ochiuri, castraveți roșii, brânză. Un cârnăcior aici, pâine, da. Cafea, 12 lei. Foarte, foarte ok. Și locul vi l-am arătat, chiar arată bine, Universal Cafe se numește. Andreea, ce să zic? Să avem poftă. Hai, să avem poftă, că avem nevoie de energie azi. După un mic dejun copios, am luat-o la drum. Dar nu înainte de a ne opri și a ne cumpăra două sticle de apă, pentru că vom face o drumeție și... După ce ești pățit de câteva ori, îți înveți lecția, clar. Prima dată te gândești la apă tot timpul, nu? Da. Dar mergem către Oravița, mai avem până acolo 22 de kilometri și de acolo cred că o să intrăm pe un drum forestier cumva. Să vedem ce ne așteaptă. Da, sau în orice caz un drum care nu e foarte bun, pentru că distanța pare a fi destul de scurtă, dar ca timp facem destul de mult conform GPS-ului. Da, și la un moment dat o să trebuiască să parcăm și apoi o luăm pe jos. E interesantă ziua de astăzi. Și într-un final am ajuns și am parcat. Da, suntem în Cheile Nerei. Da, și am venit cu mașina până la păstrăvărie. Este o păstrăvărie aici. Chiar acolo în spate și aici e o mică parcare. Am mers pe un drum forestier, să zicem așa, de piatră, aproximativ 4 km. Da, în vreo 20 de minute. Cam așa, da? Și acolo avem cantonul Silvic numărul 3, Valea Bei. Și de aici începe. Da, urcarea pe jos. Noastră oprire va fi la Ochiul Bei, celebrul lac care are o culoare absolut superbă și care nu îngheață niciodată, dar o să o povestim mai multe când ajungem acolo. Asta da poveste interesantă, doar că eu vedeam altceva acum. Ce anume? Uite aici un indicator cu Ochiul Bei și dedesubt. Pentru a evita riscul unei mușcături a viperei cu corn, vă rugăm parcurgeți traseul turistic cu atenție, nu vă abateți de la acesta.
Deci în zonă sunt vipere, trebuie să avem mare, mare grijă. A, da. Și chiar acolo în spate avem păstrăvăria Valea Bei. Da, da, da. Sunt bazine foarte mari, foarte vechi și cred că e administrată de către Romsilva. Ce... Nu știu, spate. Da, 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 eu așa cred. Niște zmeură. Ai văzut zmeură aici? Da, uite. Păi aici e clădirea de la Ocolo Silvic. Au și roșii. Da, hai că... Hai la drum. Începem drumeția. Am intrat în pădure, am început traseul de bandă galbenă. Avem de parcurs un drum de aproximativ 40 de minute. Cam așa scrie acolo jos. Da, dar nu e traseu greu. Diferența de nivel nu e mare. Diferența de altitudine. Noi am plecat de undeva de la 260 de metri altitudine. Atât este în zona asta. E o pădure de foioase. Uite, da, în față ce faină e cărare. Foarte frumos și umbră. Totuși ne-am îmbrăcat chiar bine că e răcoare. Câte grade erau? 16? 17 grade. 17 grade, nu, vă dați seama. Avem și două indicatoare aici. Unul care duce spre cetate, pe drumul de acolo. E un traseu de 2-3 ore. Și celălalt care duce spre ochiul beiului. Aici este ochiul bei și vezi un unul roman. Da, și care zice că trebuie să mergem în direcția aceea și avem de parcurs vreo 20 de minute. Încă 20 din punctul ăsta. Da. Deci nu mai e așa mult. Sunt destul de multe trasee care pot fi parcurse în Cheile Nerei. Dacă știu bine, vreo 8. Da, am mai văzut unul către Sasca Montană. Era de cât? O oră jumate? O oră jumate, da. O localitate foarte frumoasă. Exact. Sunt multe și unele durează și vreo 8 ore. Îți dai seama, ăla da, o dificultate diferită și durată diferită. Din Anina. Anina. Anina, poți să vii până aici pe jos. Da, da, da. Da. Trebuie să-ți permită timpul. Dacă vii stai o săptămână în zonă, ai timp. Exact. Dacă vii pentru asta, exact. Ceea ce ar fi fain, pentru că zona e superbă. Nu degeaba am auzit numai lucruri bune despre Cheile Nerei. Are multe. Arată foarte bine. Am ajuns într-o zonă în care pârâul ăsta de aici e chiar lângă drum și eram uimiți cât e de limpede apa. Efectiv, poți să vezi prin ea tot. Uitați. Wow. E una dintre cele mai limpezi ape pe care le vedem noi și chiar e impresionant. M-am abătut de la drum, Andreea. Am văzut doar fluturi, să știi. N-am văzut altceva. Gata. Mi-e foarte frică de șerpi. Da, dar nu m-am abătut mult. Mai tare frică mi de șerpi. De șerpi? Și de păianjeni. De păianjeni. Opa. Andreea, ai văzut luminișul ăla din față, de acolo? Și? Am văzut. Trecem de el. Cum să nu trecem, măi, Vlade? Măi, Vlade, măi, se pare că aici, acum... O scurtă perioadă de timp a fost o cădere de copaci. O vijelie, vorba Andrei. Dar uite că au tăiat frumos și se poate trece ușor. Da. Cred că ne apropiem de ceva. De locuri interesante. Uite, aici deja văd oameni. Ce avem frumos aici? Avem o mică cascadă. Cascada fără nume. E formată așa pe stâncele astea de aici, din Cheile Nerei. E cam același principiu ca și la cascada Bigger West. Da. A început să crească mușchi pe stânci. Ușor, ușor, dar da, debitul de apă e relativ mic. Da, e terasată, e foarte faină. Da, de frumoasă e frumoasă. Dacă toate stâncile astea s-ar îmbrăca în mușchiul ăla verde, ar fi mai spectaculoasă. Dar așa ca o primă oprire să faci o poză, să admiri, e o zonă frumoasă, nu? De sus acolo s-a format o mică piscină naturală. Chiar sus, stai da, să văd da, și eu. Deasupra. Dacă mă pot urca pe ceva. A, da. Așa are Andreea dreptate, acolo sus e o mică piscină naturală. Ce tare. Și am ajuns la lacul Ochiul Bei sau Ochiul Beiului, cum mi se mai spune. Este un lac karstic care este alimentat din subteran de un izvor și tocmai de aceea el nu îngheață niciodată. Și culoarea lui e de nedescris, practic. Deci, e cel mai frumos loc pe care l-am văzut în ultimul timp. Mic, știi, e un lac mic.
Are, dar are culoarea asta extraordinar de frumoasă. 4 metri, ceva de genul, adâncime? Adâncimea maximă, da. Adâncimea maximă, cred că undeva în punctul ăsta de aici. Probabil acolo jos e și izvorul. Nu ne dăm seama, dar culoarea lui e ceva... Nu pot să descrii, imagine vorbesc singure. Și la fel am văzut și în zona asta câțiva pești, câțiva păstrăvi. Îți dai seama? Uite că mă las mai jos și probabil se vede și mai bine. Uitați și din punctul ăsta ce culoare are apa asta. Doamne. Acum înțeleg de ce vin atât de mulți oameni aici. Sunt, e efectiv, e impresionant. Da, da. Să vezi lacul de culoare asta. Mamă, îți vine să te arunci în el. Wow, și așa limpede. Oare mai există undeva în România un lac de genul ăsta? Nu știu. Chiar nu știu să zic. Cred că mai este ceva lagună albastră. Care seamănă? Pe lângă Baia Mare, cred. Ah. După ce ne-am bucurat de priveliștea oferită de ochiul beiului și de culoarea fenomenală pe care o are, ne îndreptăm către următorul punct de pe traseu și anume Cascada Beușnița. Da, mai avem de parcurs, avem aici un mic indicator, o jumătate de oră. Da. Deci aproximativ 30 de minute de aici de la lacul Ochiul Bei. Aici în spate e foarte frumos. Și se pare că pe aici în pădure, nu? Da, uite, stăcărare. Da, și uite, am prins bine și aici. Chiar nu sunt mulți oameni, undeva la 20-30. Chiar ne bucurăm că a reușit să ajungem și în locul acesta. Hai să mergem la cascadă. Deci n-am văzut nicio poză cu cascada Beușnița, o să fie o surpriză totală. Pentru tine. Tu ai văzut? Da. No, eu n-am văzut. Drumul nostru către cascadă trece printr-o superbă poieniță. Și acolo, da, în față se văd munții. Nu știu sigur dacă sunt munții Aninei. Se poate. Se poate. Da, oricum suntem. Opa, mai ce m-a speriat. Te-ai împiedicat de o piatră. M-a speriat de o piatră. Râul e în partea aia, râul, și e la fel foarte, foarte limpede și pe tot traseul ăsta poți să vezi pești în râu. Să vezi păstrele. Vlad este foarte fascinat de asta. Nu, nu, că-s fascinat. Ce zici, mai avem mult? Cred că mai avem vreo 10 minute de mers, dacă chiar mai puțin. Da, oricum, e din nou același traseu, așa, ușor de parcurs. Foarte ușor, chiar și drept. Super plăcut. Aici mai îngustă un pic cărarea. Aici, da. Da, nu e, nu e rău deloc. Dar arăm, ghici unde suntem. Suntem chiar sub cascada Beușnița. Practic, unde stau eu aici, ar fi trebuit să curgă apa de la cascadă. Multă, da, apă. Multă, multă apă. Din păcate, acum cascada a secat. Da, fiind o perioadă secetoasă anului, n-a mai plouat de ceva timp. Da, și cred că momentul ei de glorie este primăvara, când se topesc și zăpezile. Și atunci, într-adevăr, este un loc minunat pe care cred că merită pe deplin să fie, da, vizitat. Astăzi doar aici câteva picături de apă care curg de acolo de sus, de zona aia, unde e mușchiul ăla de acolo, și în rest nimic. Și în mod normal, este o plancardă la intrare, este o placă și apare o imagine cu cascada, toată zona asta verde, tot, peste tot curge apă. Și astăzi avem doar câteva picături. Ce să faci? Nu poți să le programezi. Practic ne mergem pe locul pe care trebuie să fie... Apă. Peste tot pe aici ar trebui să fie apă, dar astăzi nu. Astăzi este o cascadă secată. Andreea, trebuie să mai venim o dată să vedem cascada așa cum trebuie. Special am secat-o, domnule, să mai venim o dată. Da, neapărat trebuie să mai venim. Că... Primăvara. Primăvara. Da. Da. Iar asta n-a fost nici zăpadă, nici așa, de unde atâta apă. Da, da, și... Eu cred că când are apă e spectaculoasă, da, că e foarte mare. Mult mai frumoasă ca adică. Da, e mai... Da, știți cum e, nu putem neapărat să le comparăm, că fiecare, da, are frumusețea lui. Așa este. Dar, oricum, ar fi ceva spectaculos primăvară. Da. Tot ce e aici cu verde trebuia să curgă apă, dar astăzi nu. Okay. Andreea? Să știi că eu am zis cândva, cândva, nu știm când, o să ne întoarcem primăvara. Așa. Nu cred că la anul, dar vrem să vedem cascada, adică cel puțin eu vreau, tu vrei? Da, de să vedem cu apă. Da, neapărat. Și când curge apă, merge să stăm tot acolo unde am stat și astăzi. Da, zici. Neapărat.
Hai să mergem, lăsăm cascada, care nu mai e cascada acum, în spate frumos. Toată lumea așa când ajunge, înainte să o vadă, povestește, vai, vreau să văd cascada, ajung la cascadă, și când ajunge acolo, fără apă. Ai văzut și doamnele care ne-am întâlnit mai înainte. Așteptări versus realitate. Da, da, nu tot timpul. Vezi, dacă eu n-am văzut nicio poză până să ajung aici, n-am avut așteptări. Adevărat. Poate de fapt e o chestie de marketing și de fapt aici niciodată nu este o cascadă. Ba da. E o poză trucată pusă pe internet. Stai. E o poză trucată pusă pe internet, oamenii văd și zic, trebuie să merg acolo să văd cascada. De fapt, nu este nicio cascadă. Conspiraționist ești. Doar acolo jos e un izvor și atât. Și uite, oamenii vin, vedeți? Da. Ce face internetul ăsta? Ne vin de chestii. Da, gata. Excursia noastră aici în Cheile Nerei, ne îndreptăm frumos către zona unde am parcat, nu? Da, dar nu s-a terminat, mai avem de văzut. Nu, mai vedem câteva lucruri aici. Da. Nu plecați, nu plecați de pe video, mai rămâneți. Și dacă tot mai rămâneți, trebuie să vă abonați. Da, dacă n-ați făcut-o deja, vedeți că este acolo un buton, subscribe, abonare. Vă așteptăm dacă vă plac clipurile acestea de la Valize Vesele. Ce ai zis? Apăsați pe buton. Da, și dați un like la acest video, să ajungă la cât mai multă lume. Am ajuns din nou în zona lacului Ochiul Bay și nu puteam trece pe lângă fără să vă mai arătăm încă o dată cum arată acest albastru ăsta și acest mic de colț de rai. Da, și se spune despre lacul acesta că este benefic în tratarea depresiilor. De la culoare. Da. Când vezi culoarea asta, îți revii instant. Hai, Andreea, că mai avem de mers. Trebuie să coborâm acolo jos la păstrăvărie, locul de unde am și plecat. Frumos! Chiar foarte frumoasă incursiune aici, în Cheile Nerei. Da, apropo de Cheile Nerei, că nu v-am spus mai nimic despre ele. Sunt cele mai lungi chei din România. Da? Da. Wow. Și da, oferă un spectacol al naturii, așa cum ați și văzut. Da, și o pădure de foioase peste tot. Da, sunt în județul Caraș-Severin. Și am început coborârea pe drumul forestier. Am mers cam jumătate din drum, iar pe la jumătatea drumului avem încă un obiectiv pe care vrem să-l vizităm, și anume cascada Lava Yoga. Lava Yoga, sperăm să fie apă. Este, dar la cum asta vreau să zic și eu, la cum se aude. Aici avem apă, zis, nu mai pățim ca la Beușnița. Mai sunt câteva mașini aici parcate frumos, și pe sensul de urcare și pe sensul de coborâre, dar Andreea are dreptate, deja se aude destul de tare. Wow! Ce frumoasă e! Noi deja am văzut-o puțin. Și așa arată de aici cascada și bineînțeles apa asta albastru turcoaz, așa, albastră. Wow, e super frumos! Îți place? Da! Uite, n-am avut parte de cascada acolo la Beușnița, dar avem aici, e foarte frumoasă. Copaci e acolo, dacă n-ar fi. Sunt doi copaci aduși de apă, cred că ar fi și mai spectaculos, dar are farme cu ei. Ce e cel mai impresionant aici, de fapt, e culoarea apei. Cred că asta face ca totul să fie mult mai deosebit. Chiar, da. Wow. Îți vine să stai și doar să privești apa asta. Îți vine să faci o baie, dar n-ai voie. Nu. Ai văzut ce rece apa? E și scăldatul interzis. Da, n-ai voie să intri în apă, dar arată bine de tot. Și bineînțeles că în zona asta e plin de pești și sunt ceva insecte micuțe, parcă nuată așa și deasupra apei. Arată ca niște păianjeni, așa cumva. Da, poate fi un fel de păianjeni de apă, eu știu. Da, poate. Sigur au o denumire. Foarte frumos, deci cascada Lava Yoga merită pe deplin să te oprești și aici. Musai. Hai sus! Hai. Am plecat de la cascadă și am ajuns în zona la tunele. Chiar în capătul drumului forestier, după ce dai de asfalt, fix acolo unde stă rangerul unde și... podul, practic. Da, este un pod și este un ranger. Trebuie să plătești, am uitat să vă zicem, cred, nu? O taxă de 5 lei de persoană ca să intri în toată rezervația... În parcul natural. Parcul natural de sus, de acolo. Și acum suntem în zona numită la tunele și după 2 minute de mers... A, avem și o șopârlă aici. Vehiculul e o vidără. Foarte, foarte rapidă. Și după 2-3-5 minute de mers, avem deja primul tunel. Oh, dar e frig. Hai, Andreea, hai! Serios, e
Nu sunt în zona asta. Cum să fie? Dacă era pusă pancardă de aia iarăși. Și deja ieși. Gata, un primul tunel, uite, vezi? Încă un tunel, hai! Foarte rapid. Deci... Nu știu care-i povestea tunelelor. Da, n-am găsit informații. Cred că era un traseu care ducea spre sate, mă gândesc. Fiindcă e satul Sasca Montană mai în față. Și eu așa cred. Wow, aici e râul cu un lac, uite. Jos de tot acolo. Așa, și cred că ăsta era un traseu montan, oamenii să se meargă dintr-un sat în altul, au săpat la un moment dat aceste tunele. Hai, mergi mai repede. Altfel nu-mi explic de ce ar exista tunelele astea aici. Asta a fost plimbarea noastră de astăzi din Cheile Nerei, un loc în care ne-am dorit tare mult să ajungem și de care chiar suntem plăcuți, surprinși, exact pe măsura așteptărilor noastre. Da. Dacă găseam și apă la cascada Beușnița, era perfect, da. Complet, dar e bine și așa, ne-a plăcut locul acesta. Seara asta ajungem în Hațeg, ne așteaptă un drum lung de aici și mâine mergem într-o nouă locație și apoi imediat la Cluj. Noi ne vedem în următorul video, dacă v-a plăcut acesta, vă așteptăm cu un like. Da, cu un subscribe dacă n-ați făcut-o deja și ne auzim în comentarii. Până data viitoare, noi de aici din Cheile Nerei vă salutăm, aveți grijă de voi și fiți întotdeauna cei mai veseli. Pa, pa, pa! Și după o lună de călătorii prin România și peste 3000 de kilometri, a venit și prima amendă la ieșire de Reșița pentru viteză, 280 de lei, măcar 280 de subscriber noi, dacă vin și toate bine. S-a meritat. Hai, fiți veseli, pa, pa!